Bună ziua! Ce dor îmi era să fiu aici, la mine acasă, și să pot să fac un clip cap-coadă. Doamne, nu vă imaginați! Deși, voi vedeți că e frumos așa în spate, dar dacă mă dau un pic așa, o să constatați, și o să constatăm împreună, că nu am ușă la dressing. Adică am doar una, n-am două. Unde? În partea asta. Asta lipsește. Este acolo undeva, în procesul de montaj de la IKEA. Ușa noastră a fost zgâriată de către cei care au montat și IKEA schimbă asta în mod gratuit, lucru care de altfel este și normal. Așa că a trebuit să mai așteptăm o grămadă, să vină o echipă să ne aducă ușa, stă acolo într-o cutie și apoi o să vină o echipă să o monteze. Abia aștept să fie totul finalizat, că nu mai suport, nu mai pot și mai am o grămadă de lucruri de dat la loc, de pus la loc, de pus într-un loc, de înțelegeți voi, dar sunt aici, sunt aranjată, sunt îmbrăcată, am bucle. Putem să facem abstracție de faptul că n-am ușa acolo și să avem un clip care cred eu că va intra la voi într-o vineri. Știu că vinerea ar trebui să postez clipuri cu parfumuri, promit că de la jumătatea lunii iulie revenim la programul normal. Știu că m-am întins mai mult decât era cazul, însă se mai întâmplă și lucruri de genul acesta. Mi-am făcut un fel de cold brew tonic, de fapt este un espresso tonic, aici acasă. L-a făcut Cristian, l-am pus în paharul acesta pe care l-am luat de la Kik acum ceva timp, care îmi este de mare ajutor, sincer. Este din sticlă și bambus și mă bucur că nu conține plastic și îl folosesc de câte ori am ocazia. Acum, vreau să facem un unboxing. Unboxing? Nu unboxing, vreau să facem un haul, pentru că mi-am plătit cu banii mei toate produsele acestea. Aș zice că vreo 300 de lei am dat pe ele. Ideea este că într-o zi Cristian a venit și a zis: am descoperit un site, vreau să dau o comandă de test de pe el, o să iau niște lucruri, zici și tu dacă vrei ceva. M-am uitat și eu repede pe site, mi-am ales 3 lucruri, le-a pus el în coșa, dat comanda și apoi eu într-o zi de la birou, în timp ce mă uitam pe Instagram, mi-a apărut o sponsorizare a unui site și am zis eu că am făcut marea descoperire a secolului și am pus o comandă fără să-i zic lui Cristian și când am venit acasă și m-am uitat pe cutia care deja îi venise lui, era de la același brand. Dar, ca să vă dau un pic de context, după ce voi vă abonați și după ce apăsați clopoțelul astfel încât să fiți notificați și notificate în momentul în care postez un clip nou, vă dau un pic de context. Ne apucăm de mâncat sănătos. Cristian are o recomandare de la un medic nutriționist. Eu am o recomandare de la alt medic nutriționist pe baza faptului că eu am un indice HOMA mare. N-aș fi zis, pentru că mănânc relativ sănătos, dar se pare că stresul și toate perioadele nasoale prin care am trecut în ultima vreme, nasoale din punct de vedere al faptului că au fost stresante, că nu mi s-a întâmplat nimic exagerat. Nu, am trecut prin niște lucruri, dar am trecut prin niște lucruri stresante, prin care de altfel cred că trecem cu toții, dar se pare că organismul meu a făcut față mai prost sau mai rău decât face față organismul altor oameni, astfel că indicele meu HOMA este 3,5. Și am remarcat că e o problemă cu corpul meu și m-am dus și mi-am făcut toate analizele în momentul în care eu am avut tot timpul un colăcel în jurul abdomenului. Asta vine moștenire de la mama, de la bunica, probabil că și de la străbunica și așa mai departe. Doar că acest colăcel din jurul abdomenului s-a transformat într-o, nu-i zic umflătură, că sună ciudat, da, și pare că e vorba de o boală. S-a transformat în ceva anormal în partea de abdomen inferior. Și aia înseamnă sindrom metabolic. Iar sindromul metabolic vine la pachet cu un indice HOMA mărit. Astfel că la un moment dat, prin aprilie, aș zice, m-am dus la doctor și am zis vreau să fac toate analizele posibile. Am dat la Regina Maria vreo 25-30 de milioane, aș zice, pe toate, cu reduceri, că am avut o grămadă de reduceri, că eu am și abonament la ei și am făcut tot din cap până în picioare. Bine, aici intră și toate cele de feminitate, ca să zic așa, intră toate analizele pe care le fac femeile o dată pe an, Papa Nicolau, secreții, toate cele. Mi-am făcut și testele de HPV, pentru că nu le mai făcusem de 8-10 ani, cred, și era ca să fac o, deși era cazul la modul că e bine să faci asta din când în când, pentru că altfel nu exista nicio suspiciune. Dar am zis, hai să o fac, dacă va fi o problemă, să pot să o tratez, pentru că aparent nu am niciuna, dar poate e prin spate ceva. Nu sunt ipohondră.
cel puțin eu așa cred despre mine, că nu sunt ipohondru. Ideea este că, astfel încât să scurtăm această poveste, mor de cald. Îmi place cu bucle, dar mor de cald. Trebuie să-mi prind neapărat părul, abia aștept să termin de filmat acest clip, că mor de cald. Așa, ideea este că, dacă tot m-am dus și am făcut lucrurile astea, le-am făcut pe toate. Sânge, marcări, hepatici, vitamina D, toate cele. Vitamina D era mică, sunt curioasă unde a ajuns nivelul ei, pentru că am luat o perioadă bună de timp vitamina D, 5.000 de unități, așa cum i-a recomandat doctorul. Acum ar trebui să scad la 2.000 de unități, astfel încât e vară și normal că trebuie să ne expunem la soare și normal că trebuie să luăm vitamina D în doze mai mici, dar pentru că a mea era extrem de mică, era nevoie chiar și pe perioada asta caldă să dau un boost. Sper că sunt în regulă pentru că nu mă mai simt leșinată în fiecare zi și la mine asta e un semn de vitamina D mică în momentul în care simt așa că sunt în fiecare zi. În fine, ideea este că coroborând tot ceea ce ne-au zis toți medicii și având în vedere faptul că eu mi-am luat recent, adică zilele trecute, un program și de nutriție și de sport pe care o să îl valorific, ca să zic așa, în următoarea perioadă și o să fac și niște clipuri pe care o să le postez, sper eu, și aici pe Shorts. L-am luat pe cel al Mihaelei Stoica, dacă nu mă înșel, Body by Miha se cheamă, sigur v-a apărut și vouă pentru că e super virală tipa în ultima perioadă și are și niște prețuri foarte decente. Am plătit 500 de lei pe un e-book, programul dat de ea în funcție de specificul meu, pentru că am completat un formular cu toate cele, plus program de sport, atât acasă cât și la sală, și având în vedere ceea ce i s-a zis lui Cristian, de către nutriționista lui, care de fapt este un doctor endocrinolog, femeie citită, femeie care știe ce zice, am plasat comanda aceasta. El trebuie să mănânce pește și fructe de mare la greu, așa cum i-a zis doctorița, iar eu trebuie să am grijă ce mănânc, astfel încât să nu depășesc macronutrienții și numărul de să nu depășesc macronutrienții, să mă încadrez în ceea ce mi-a trecut Miha acolo în programul ei. Astfel că, aici am o cutie în care de fapt am adunat două cutii, doamne, am vorbit 7 minute, am adunat două comenzi, nu două cutii, și vreau să vă arăt și vouă ce am luat de la oamenii aceștia și ce o să folosesc în următoarea perioadă, astfel încât să ne dezvoltăm un stil de viață sănătos pe care să putem să îl ținem pe termen lung, și îi zic stil de viață tocmai pentru faptul că nu vreau să fie o dietă, vreau să ne transformăm viața astfel încât așa să mâncăm de acum. M-am întors așa, eu încerc să blurez ăla de acolo ca să nu vă atragă atenția, dar voi știți că nu mi-am uitat dressing-ul deschis, efectiv n-am ușă la dressing deocamdată, dar mâine o să am. Adică cu câteva zile înainte de a vedea voi acest clip o să am. Așadar, le iau random pentru că e plină cutia asta și vreau să o vedeți și voi ca atare, și când zic plină, chiar zic plină. Așa că le iau random. Am luat aici, întâmplător, nu neapărat că avem o problemă cu glutenul, pentru că nu avem, dar mi-a plăcut ce scria despre această făină, așa că am zis ok, hai să o iau, gluten free whole grain oat flour, adică făină de ovăz integrală fără gluten. În programul ăsta pe care l-am primit de la Miha, de destul de multe ori ar trebui să-mi fac pancakes sau tot felul de chestii la cuptor, astfel încât să îmi satisfacă pofta de dulce și să nu mai simt nevoia să mănânc ciocolată și alte prostii și înghețată și mai știu eu ce, așa că o să vedeți câteva din astea de făină. Am luat-o pe asta pentru că are 11 grame de fibre, 14 grame de proteine, evident că are carbohidrați, dar nu mi-a scos nimeni carbohidrații. Mai mult decât atât, ce apreciez la programul acesta al Mihaelei este faptul că ea este de acord să mănânci orice. Ideea este să ai grijă cum le combini și, foarte important, orice masă să înceapă cu fibrele. Mănânci întâi fibrele, mănânci întâi legumele și abia apoi treci la restul alimentelor. Mie și nutriționista, în momentul în care am fost la ea, tot la Regina Maria, mi-a zis mănânci legumele, proteina și abia apoi carbohidrații. Ca să înțelegeți, jumătate din farfuria mea trebuie să fie plină cu legume, un sfert
din ea trebuie să fie cu proteină, iar un sfert cu carbohidrați, pentru că organismul are nevoie de toate elementele astfel încât să funcționeze bine. Nu mă ajută cu nimic dacă eu exclud carbohidrații cu totul. Așa cum pe mine, om normal, nu mă ajută cu nimic să exclud glutenul, că organismul meu îl tolerează și nu am o problemă cu el. Dar în fine, ce vă recomand este ca în momentul în care aveți o problemă de sănătate, să vă duceți la doctor. Ok, vă luați programe, că și eu m-am dus și mi-am luat programul Body by Miha, deși fusesem la doctor și îmi dăduse niște guidelines. Dar pe mine mă ajută mai mult să am combinația asta de nutriție cu sport, îmi place al ei, 5 milioane îmi oferă acces 6 luni la platforma ei și pot să repet în aceste 6 luni pe 5 milioane programul de 6 luni, ca să zic așa. Prin urmare, mi se pare că are un raport calitate-preț extrem, extrem, extrem de bun. O dată și a doua oară voiam să pornesc de la treaba cu doctorul. Și a doua oară tot ce am făcut, am făcut pe baza faptului că m-am dus la doctor mai întâi și pe baza faptului că mi-am făcut niște analize mai întâi, pe care evident că o să le repet peste 6 luni, astfel încât să vedem unde am ajuns. Am mai cumpărat, tot într-o ordine neordine, i-am luat lui Cristian să testeze această carne. Este carne uscată de vită, sunt 25 de grame aici, fix o porție, astfel încât să aibă proteină cât îi trebuie. Nu cred că scrie per bucata asta de 25 de grame, dar scrie că din 100 de grame de produs, 63 de grame sunt de proteină. Faceți voi calculul cât înseamnă proteina din 25 de grame acestea. Am mai luat niște oat sticks. Astea sunt cu sare și astea sunt cu oregano. Sunt niște sticks-uri cu oregano și busuioc pentru fibre. Le-am luat pe astea să le testăm și noi. Sunt așa micuțe, teoretic aici o porție de 50 de grame în fiecare ambalaj din acesta, dar sincer l-am luat mai mult să îl testăm, nu să-l folosim pe termen lung. Tot de testat am luat și acest năut prăjit, care este cu ceapă, dacă nu mă înșel. Ăsta are și zahăr. L-am luat de poftă pentru că mi-a plăcut cum arăta și nu va fi un produs pe care îl vom folosi pe termen lung. Am mai luat, și pe astea chiar o să le folosim în zilele următoare, tortilla bio. 3 bucăți sunt aici. Mi s-a părut că, în comparație cu alte tortilla de genul acesta, mai sănătoase, nu tortilla pe care le găsim la Mega, astea au un raport calitate-preț mai bun. Vilgain, nu v-am zis de site, nu cred, se cheamă Vilgain, oricum vi l-am pus în descriere, spel eu. Organic whole wheat with extra virgin olive oil. Nu mai știu ce m-a trăsese pe mine la ele, cred că numărul de calorii, nu mai știu, sincer. 7,8 grame de proteine per 100 de grame de produs. Pot să fac o mulțime de chestii cu ele, le vom recumpăra dacă ne plac. Am două borcane de genul acesta, pentru că luasem și eu în comanda lui Cristian și când l-am văzut pe acesta, care are, cred că, un conținut redus de zahăr, dacă nu mă înșel, cred că de asta l-am luat, l-am cumpărat și pe el, probabil că o să le-l dăm părinților lui Cristian pe acesta, pentru că nu am ce să fac cu două borcane de muștar și eu am deja unul în frigider, pentru că l-am mâncat aseară. Și am mai luat și un low sugar ketchup, tot în aceeași idee, în care nu are zahăr și am dat pe ăsta în jur de 10 lei, ceva de genul, cât costă un ketchup fără zahăr și în Mega, doar că ăsta vine într-un ambalaj de sticlă și îmi place mai mult treaba asta. Am mai cumpărat această făină de ovă, făină integrală de grâu, pardon, la fel în ideea în care o să fac prăjiturile, plăcințele fără zahăr, fără toate cele și cu făina asta, nu cu făină albă. Am mai cumpărat, sunt pusă pe făină, vă zic. Am mai cumpărat și această făină de hrișcă, pentru că m-am gândit că este mai sănătoasă decât o făină normală și la fel m-a atras ceva la ea. Stați să văd, 12 grame de proteină pe 100 de grame de produs. Vă menționez treaba asta cu proteina pentru că proteina este foarte importantă în momentul în care nu vrei să slăbești. Adică nu ne referim la slăbit aici, ne referim la a-ți remodela corpul și a transforma grăsimea pe care o ai în organism în mușchi. În fine, a
micșora gradul de grăsime pe care o ai în corp și a mări cumva mușchii. Și proteina este foarte importantă pentru funcționarea normală a organismului nostru și a mușchilor, evident. Prin urmare, în momentul în care mă uit la un produs, mă uit și câte grame de proteină are el. Făcuse Cristian inițial comanda pentru că a văzut că ei au niște proteină și a luat varianta asta mică, astfel încât să o testeze. Asta este cu aromă de mango. Doamne, mâine vreau să-mi fac una. Pentru că el are o problemă cu proteina pe care o găsește în comerț. A încercat, cred că de la toate brandurile pe care le-a găsit pe internet până acum, îl doare stomacul. E posibil ca asta să fie o reacție normală a organismului în momentul în care începi să iei suplimente cu proteină și trebuie să ai un pic de răbdare, vreo 2 săptămâni cam așa, până se obișnuiește organismul cu ea. Doar că e posibil să nu fie așa. Prin urmare, am zis că o testăm și pe asta și a luat-o pe asta cu aromă de mango pentru mine. Mai are una cu aromă de ciocolată pentru el. Aici avem iar mango. Aici avem iar ciocolată. Aici avem spiced caramel biscuit cu o aromă și mai interesantă. Aici cred că nu avem nicio aromă. Uite așa, sunt 30 de grame de proteină aici, sper că zic bine sau nu. Nu, cred că sunt 30 de proteină, dar vă zic imediat. 19,7 grame de proteină per porție. Porția e de 30 de grame, 19,7 grame de proteină, asta nu are nicio aromă. Aici iar caramelul cu biscuite și aici are cu caramel sărat. Astea sunt toate pe care le-a luat de test. O să ia el una, eu una. Dacă e ok proteina asta, ne cumpărăm varianta mare. Am văzut eu foarte mult în ultima vreme acest produs de la MyProtein, care se găsește și pe Vilgain. Flav Drops, 0 sugar, 0 calorii. Am luat o aromă de ciocolată. O să îl folosesc începând de acum în preparatele dulci pe care le fac. Vreau să văd ce gust are comparativ cu eritritolul pe care eu îl folosesc deja. Și am mai luat și tahini pentru atunci când facem năut sau poate vinete coapte sau ceva de genul acesta. Am luat borcanul ăsta de tahini pentru că nu aveam deloc în casă. Motivul pentru care am pus comanda a fost faptul că doctorița i-a zis lui Cristian să mănânce multe sardine, pentru că sunt bogate în omega și pentru că are nevoie de asta și pentru că sunt recomandate atunci când vrei să îți scazi nivelul de colesterol și nu poți să mănânci toate tipurile de carne pe care ai putea să le mănânci, pentru că ele îți cresc colesterolul. Am găsit pe Vilgain varianta asta de sardine, au și varianta la borcan, dar mie mi se par mai practice acestea, pentru că ai deschis, ai desfăcut, ai mâncat, ai pus la reciclat sau la gunoi unde pui tu. Sunt sardine în suc propriu. Cred că maxim poate să folosească în ulei de măsline, dar mi se pare că sunt mai bune astea în suc propriu. Și am găsit o combinație sau un pachet cu 3, 4, 5, 6 la vreo 30 și ceva de lei. Arată exact așa. 25,9 grame de proteine pe 120 de grame de produs sau pe 100? Nu, pe 100 de grame de produs. Deci vreo 30 de grame, aș zice, în acest 120 pe acolo. Nu am calculat exact. Și pentru că tot am plasat comanda, am luat și ton la modul acesta. Sper să fie mai bun. Motivul pentru care am ales variantele astea și de sardine și de ton a fost faptul că ei m-au convins că produsul este de foarte bună calitate, adică peștele din interior este de foarte bună calitate, este pescuit în anumite condiții, din anumite ape, nu este din acela plin de metale grele și așa mai departe. Și am zis, ok, hai să încercăm să vedem cum ne înțelegem cu ele și dacă este cazul și dacă ne plac, punem comandă lunar probabil la acest Vilgain, astfel încât să ne refacem stocul. Deocamdată avem 12 conserve și restul produselor pe care le-am luat de pe site-ul lor. Și asta a fost tot, cred că nu mai am nimic pe aici decât niște ambalaj din ăsta, pentru că ele au venit destul de bine ambalate, astfel încât să nu se întâmple ceva și să nu se strice pe transport. Asta a fost tot.
Mai iau o gură de cafea, oricum este destul de târziu, cred că o să mă țină cafeaua asta trează toată noaptea. Ideea este că vreau să vă impulsionez să mâncați sănătos, să faceți analizele constant, să știți exact ce se întâmplă cu corpul vostru, astfel încât în momentul în care apare un, nu vreau să zic o problemă, în momentul în care apare un inconvenient, să puteți să îl rezolvați repede și cu succes și să nu ajungeți și să nu ajungem cu toții la probleme de sănătate mai serioase. Că sunt bune sau nu produsele astea o să vedem în curând, voiam doar să vă arăt faptul că există acest site, ele nu vin din România, vin din Cehia, Germania, pe undeva pe acolo, nu știu dacă scrie pe aici, ia să mă uit, pe AVB-ul acesta, vin prin fan curier și așteptați câteva zile până ajung, doar că am doar AVB-ul de la intrarea în România, de la Oradea, acolo unde este un sediu mare, un point din asta pentru tot ceea ce vine din afară, dar da, văd că nu mi-apare de unde vin, dar nu vin cu siguranță din România și așteptați vreo 5-6 zile, aș zice, până în momentul în care ele ajung, de la momentul plasării comenzii, dar altfel, din punctul meu de vedere, site-ul este unul perfect, sigur, o să-l vedeți și voi des, pentru că apare multă reclamă cu site-ul ăsta în ultima perioadă, dar din ce m-am uitat pe site-ul lor, chiar au produse alese cu simț de răspundere. Gata, pupici, îmbrățișări, weekend minunat și sper ca de săptămâna viitoare chiar să ne auzim în fiecare săptămână cu clipuri cu parfumuri vinerea. Pupici! Mua!